În această perioadă au loc manifestări speciale în Episcopia Caransebeșului. La Catedrala Episcopală a fost adusă miercuri seara oraclă cu un fragment din moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca de la Mănăstirea Kosijevo din Muntenegru. Moaștele au fost însoțite de o delegație a Patriarhiei Serbiei condusă de Preasfințitul Părinte Ioanichie, episcop de Budimlia Nixici. Sfintele moaște au fost așezate spre închinare în Catedrala Episcopală din Caransebeș, după care s-a săvârșit o slujbă de Tedeum. În continuare s-a oficiat slujba privegherii și acatistul acoperământului Maicii Domnului. Manifestările spiritual-culturale în zona Banatului de Munte au continuat joia aceasta de sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului la hramul mănăstirii Călugăra. Sfânta liturghie a fost oficiată aici de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian și Preasfințitul Părinte Ioanichie, oaspetele eparhiei Caransebeșului din aceste zile. Cu acest prilej a fost semnat și un act de înfrățire între Mănăstirea Kosijevo și Mănăstirea Călugăra. Pentru intensificarea misiunii și propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, am stabilit aceste legături frățești cu Episcopia Ortodoxă din Muntenegru, cu Episcopia de Nixici și cu Preasfințitul Părinte Episcop Ioanichie. Astăzi, mănăstirile Călugăra și Kosijevo s-au înfrățit. Astăzi, credincioșii din Episcopia Caransebeșului s-au bucurat aici la praznicul Maicii Domnului de la Călugăra și sperăm ca și în zilele următoare mulți credincioși să se folosească și să se roage la icoana Maicii Domnului de la Călugăra, dar și la moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Căldura Maicii Domnului și dragostea Maicii Domnului o simțim într-una, dar mai ales astăzi la această sfântă zi și în acest sfânt loc în care ne aflăm. Na ovoj svetoj službi. În mod deosebit ne exprimăm recunoștința și mulțumim Părintelui Preasfințitului Părinte Lucian și dragom otcu Igumanu Kasijanu și Părintelui Stareț Kasijan, care s-au otvorili svoja srca. Deci au deschis inimile ca astăzi să ne primească în mod deosebit de frumos aici, să ne dea ocazia să ne rugăm împreună Domnului în această minunată mănăstire, în acest loc sfânt deosebit. Și așa cum ne-am rugat împreună în sfânta noastră mănăstire Kosijevo, care de asemenea este închinată Maicii Domnului, ali danas se osjećamo još mnogo jače. Dar astăzi ne simțim mai puternici pentru că ne-am confirmat dragostea și într-un loc și în celălalt. I na jednom i na drugom mjestu. La final, părintelui stareț, arhimandritul Kasijan Onița, i-a fost oferit ordinul eparhial Crucea Episcop Elie Miron Cristea pentru clerici. De asemenea, delegațiile bisericești au primit mai multe daruri. La 2 km de Ciclova Montană, în inima muntelui, la poalele stâncii rolului, în chip minunat, în anul 1865, această mănăstire a fost descoperită. Localnicii au auzit cântări îngerești în acest loc, iar după cercetări au descoperit în chip miraculos o incintă, o grotă în care au aflat un altar de piatră, au găsit câteva obiecte bisericești, între care și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. De atunci această mănăstire dăinuiește și iată că prin amenajările și înfrumusețările care s-au făcut de-a lungul timpului, este una reprezentativă pentru eparhia Caransebeșului. Credincioșii prezenți au avut posibilitatea să se închine la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, precum și la moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, care vor rămâne aici spre închinare până sâmbătă seara. Anul acesta simțim, să zic, o triplă binecuvântare. În primul rând, acest praznic a devenit litera roșie, pentru noi credincioșii foarte important în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Pe urmă, astăzi avem și binecuvântarea prin venirea părintelui Episcop Ioanichie, episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe, care vine din Muntenegru, ne-a împlinit duhovnicește. Eu sunt medic la Timișoara, vin de câțiva ani la hramul mănăstirii Călugăra
Am venit și astăzi împreună cu foarte multă lume din tot Banatul ca să sărbătorim Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului și pot să spun că este o bucurie nemărginită pentru că ne putem închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care este ocrotitoarea acestei mănăstiri, și în același timp, pentru că astăzi ne putem închina la moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, este o binecuvântare, o revărsare de dar și de har astăzi, și toată lumea care este aici, așa cum am văzut pe fețele lor, sunt foarte impresionați și în același timp binecuvântați. Am avut bucuria unei arhierești liturghii și în același timp bucuria să ne închinăm cu smerenie la moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Programul vizitei Preasfințitului Părinte Episcop Ioanichie se va încheia duminică 4 octombrie cu o conferință susținută la ora 18 în sala de festivități Episcop Elie Miron Cristea a Centrului Eparhial.